Când eram, când eram mic, eram atât de sărac încât ăsta era mărul meu. Mâncam varză și ne băteam pe cotor sau ciocan, mai zicea. Ce? Nu s-a schimbat nimic. Ce te bagi povestea mea frumoasă? Era emoționantă, modest. Eu n-am dus să mă bag, regizorul meu, puberul, mi-a zis, treci tu la cadru. Nici n-aveam mere, Răzvane. Dar tot pasionat de cotor ești acum? Hai să vorbim cu Raluca Pubere. Vezi că nu-ți merge talii pe cameră și nu văd când sunt în direct. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, doar că n-am microfon. E acolo. Plec încă, mă mai duc o tură. Bună dimineața, bună dimineața. Ia un loc pe canapea. Raluca, m-am pierdut, îmi cer scuze. Ăsta e microfonul de muzică live și are eco, de-aia nu putem vorbi pe el. Draga mea, Raluca, trebuie să știi un lucru. Noi fără Vioara nu te prea recunoaștem, pentru că Vioara pentru tine este cum este Răzvan pentru mine. Tu ești fata cu Vioara, eu sunt băiatul cu Răzvan. Aș fi vrut să vin și cu Vioara, mi-ar fi plăcut, doar că piesa este doar pentru voce și mi-a plăcut foarte mult aranjamentul. Ok. Una dintre probleme, nu sunt probleme, unul din factorii pentru care nu am ales să vin cu Vioara este că e destul de greu de făcut sunetul pentru în live. Asta. Da, nu pentru piesa asta. Tehnic vorbind, tehnic pentru vorbind noi. Da, Vioara e destul de greu de reglat. Da, corect. Vioara e făcută să cânți cu ea rece, așa. Da, rece, într-adevăr, sună cel mai bine. Da. Balcon, pe... Ai cântat vreodată pe balcon la mare? Tot timpul și nu numai la mare. În costum de baie, la mare. Și pe plajă, și pe plajă o să cânt, o să vreau să filmez acum o piesă de vară foarte, foarte fresh. O să cânti pe plajă la Vioara. Da. Ce drăguț. Pe Raluca o găsiți simplu pe pagina de Facebook. Raluca Răducanu, mulțumim că ai venit pe la noi. Mulțumesc și eu, o zi frumoasă. Ce tare, ia mai dă-o să mai văd dată. Ce? Păi abonamentul meu. Da, mă, dă să mai derulez eu dată. Fă-ți abonament pe Antena Play și derulez înainte și înapoi.